Dariana și pentru că se apropie Crăciunul cu pași repezi, astăzi o să vorbim despre această sărbătoare prin intermediul tag-ului The Christmas Book Tag, pe care l-am făcut în colaborare cu Maria de la Mary Books și vă invit cu mare, mare drag să treceți și pe canalul ei, pentru că este o fată foarte drăguță și recomandă niște cărți care personal pe mine m-au uimit. Și haideți să o ajutăm și pe ea să ajungă la 2000 de abonați. Nu uitați că aveți în descriere link către canalul ei. Și noi ne-am gândit să vorbim despre obiectele reprezentative Crăciunului, după aceea să le combinăm cu caracteristicile cărților. Și prima cerință este Ciocolată caldă, o carte pe care ai devorat-o pe nerăsuflate. Am ales Mara Dyer Începutul, primul volum din această trilogie, pe care l-am citit în 4 zile și având 460 de pagini, este cartea cea mai potrivită pentru această cerință. Mi-a plăcut extrem de mult, este vorba despre Mara, o fată pe care noi o putem considera puțin diferită și o să vă vorbesc mai multe despre ea într-un clip special pe care îl voi face cât de curând, pentru că este o serie pe care trebuie neapărat să o citim cu toții, în special copiii mai mari și adolescenții. Moș Crăciun, un personaj darnic care îi bucură pe ceilalți cu cadourile sale. Am ales Un băiat numit Crăciun de Matt Haig, o carte care spune povestea lui Moș Crăciun și asta ni se dezvăluie în prima pagină, deci nu este un spoiler. Pune aici că chiar acum veți citi adevărata povestea lui Moș Crăciun. Da, Moș Crăciun. Siguranță cea mai darnică persoană și de asemenea și această carte este superbă pentru că ilustrează Crăciunul așa cum ar trebui să fie pentru fiecare, cu bucurie și bunătate. Cadouri de Crăciun, o carte pe care ai aștepta să o ai în bibliotecă. Am ales Regatul Spinilor și al Trandafirilor, primul volum din serie scris de Sarah J. Maas sau poate îl cunoașteți în engleză, A Court of Thorns and Roses. Este o carte overrated, foarte populară, dar din câte am auzit își merită faima, pentru că este o carte superbă. Și am auzit că nu se citește foarte greu, așa că sper să o lecturez și eu cât de curând. 4. Fulgi de Nea, o carte cu o copertă albastră. Am ales aici o carte care se potrivește cu cerința, însă redă și iarna și fulgii de nea. Este vorba despre cartea Fulgi de iubire, scrisă de John Green, Maureen Johnson și Lauren Raffel, care mi-a fost împrumutată. Trei povestiri care la un moment dat se întâlnesc. Este o carte foarte populară pe care, dacă voi reuși să o citesc de Crăciun și dacă îmi va plăcea, cu siguranță mi-o voi achiziționa și eu și îi mulțumesc Daniele pentru că mi-a împrumutat-o. Bradul de Crăciun, o carte împodobită cu citate care te-au emoționat. Surprinzător sau nu, am ales Jane Eyre, scrisă de Charlotte Bronte și această carte are niște citate foarte profunde în ea, care cu siguranță ne-ar impresiona pe toți și vă invit și pe voi să lecturați această carte și să vă găsiți citatele preferate, pentru că cu siguranță o să vă impresioneze măcar unul. Șemineul, un personaj care ți-a încălzit inima cu bunătatea lui. În afară de Molly Weasley, mama fraților Weasley din seria Harry Potter, care este cea mai darnică persoană și cea mai bună la suflet din toate personajele pe care le-am întâlnit eu vreodată, dacă nu știți despre ce e vorba, vă invit cu mare, mare drag să citiți seria mea preferată, seria Harry Potter. Și în afară de acest răspuns care este foarte, foarte previzibil, am ales-o pe Chloe din Domnul Scomb, scrisă de David Williams, o fată care se atașează foarte mult de un om al străzii, îi oferă un loc la ea acasă și dă de mâncare și este foarte bună cu el, chiar dacă nu îi face daruri sau nu oferă foarte multe lucruri materiale, este bună la suflet și acest lucru contează foarte mult și cartea se desfășoară în perioada Crăciunului și anului nou, așa că este foarte potrivită pentru această perioadă. Colindul, o carte cu o copertă care redă spiritul Crăciunului. Am ales aici cartea Zile de Crăciun de Janet Winterson, o carte care are o copertă superbă. Uitați-vă și voi cât de frumos redă Crăciunul și iarna și arată superb și în interior. Și o altă carte foarte frumoasă prin coperta ei este Crăciunul în cele mai frumoase povestiri de la editura Nemira, pe care v-am mai prezentat-o și are o copertă roșie cu aur pe aici și un format foarte, foarte drăguț. Este o carte pe care abia aștept să o citesc, fiindcă vreau să citesc și povestirile clasicilor. Și ultima cerință 8 este Bucuria Crăciunului. Dă tag-ul mai departe pentru a împărtăși cu prietenii tăi
sentimentele provocate de această sărbătoare. Dau tagul mai departe oricărui booktuber dornic să-l facă, însă mi-aș dori să-l văd și pe canalul lui Ștefi de la Biblioteca Ștefaniei, Landra de la Andra Dom, Erica de la Buttercore Kitten, Tea scrie și citește, Cristina de la Christine Booksland, Adelina de la Bibliomaniac și Anda de la Devoratoarea de Cărți. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu. Noi ne revedem data viitoare. La revedere!